Telescoape chiar în centrul capitalei, cu ocazia zilei astronomiei, zeci de oameni curioși au făcut rând la telescoape pentru a putea vedea Luna, planetele Jupiter și Saturn. Reacțiile au fost uimitoare. Fiecare primăvară aduce publicului manifestarea Ziua Astronomiei. În fiecare an, amatorii de astronomie ies în locuri publice cu instrumente și arată doritorilor frumusețile cerului înstelat. Oamenii au făcut coadă la telescoape, fiind nerăbdători să vadă mai aproape Luna, planetele Jupiter și Saturn. Я увидела Юпитер, правда, я была в шоке. Он такой большой. На самом деле, это очень здорово, что в Молдове появилось такое. Да, и дело в том, что когда я подошла, она такой, я такая, вау, это бесплатно, просто в Молдове сделали хоть что-то бесплатное, и такой, вау. И это очень круто, что я смогла своими глазами увидеть прям так близко Юпитер. В этом телескопе я видел Луну. Там есть такие вот немножко сорванные, как будто так. Я вообще так удивительно. Не видел никогда больше. Никогда не видел, первый раз в жизни. Astronomii spun că această zi este sărbătorită în acest an la data de 20 aprilie pentru că Luna e în prim pătrar. Activitatea dată este organizată voluntar, este fără taxă și are drept scop promovarea astronomiei. Aceasta este a treia ieșire de trotuar cu telescopul în publicul larg și sperăm să organizăm așa evenimente mai des, deoarece să atragem mai multă lume, mai mulți потенциальные любители астрономии. Это когда все любители астрономии выносят на тротуар телескопы и показывают всем желающим. Evenimentul a avut loc în scoarul catedralei din Chișinău, lângă Arcul de Triumf. Ziua Astronomiei este o manifestare care a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii în anul 1973 pentru a atrage atenția publicului larg și mai ales tinerilor asupra acestei științe.